Elevii de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva au organizat astăzi un eveniment în scop caritabil de Moș Nicolae. Bucuria de a dărui altor copii bucurie, de a aduce un zâmbet pe fața lor, de a-i face să se bucure de magia sărbătorilor, este scopul acestui proiect școlar. Elevii au confecționat suveniruri, felicitări, produse de cofetărie și patiserie specifice sărbătorilor de iarnă, pe care le-au etalat în așteptarea binefăcătorilor. Sărbătorilor este bine să fim cu toții buni, să ne gândim la semenii noștri în special, care suntem în liceu, să ne gândim la copiii din mediile mai defavorizate, la care Moș Nicolae nu poate să ajungă și ca atare am reluat după 2 ani de pandemie această campanie de cadouri pentru sufletele care nu au atât de mult noroc în această perioadă. Adunăm bani pentru copiii orfani și pentru copiii care sunt în case de copii și din asta, pentru Moș Nicolae. Doamnele și domnișoarele care au participat la evenimentul caritabil au putut beneficia de o ședință de coafură și machiaj pentru a vedea ce li se potrivește mai bine de Crăciun sau pentru a se simți speciale la petrecerea dintre ani. Vreau să ajut copiii să fie și ei de sărbători fericiți, sănătoși. Ce îndemni pe ceilalți să facă acum în preajma sărbătorilor? Să fie mai buni și să nu mai fie așa de răi. Să fie mai buni și mai fericiți. Am făcut o faptă bună, nu contează cât și cum și oarecum contează și ce am cumpărat, pentru că sunt inițialele unor copilași foarte dragi sufletului meu și am să le fac cadou chiar în această seară sau mâine de Moș Nicolae. Mă bucur foarte mult că pot să particip la astfel de acțiuni. Felicit Liceul Grigore Moisil, întregul colectiv de profesori și de copii, pentru că fac fapte bune. Un lucru mic poate să valoreze mult pentru cineva care are nevoie. Așadar, vă încurajez și pe voi să veniți aici în față la Casa de Cultură și să faceți o faptă bună pentru cei care au nevoie. Toate lucrușoarele făcute cu migală și dragoste nu au un preț fix. Fiecare devean interesat de oferta pusă la dispoziție de elevii liceului a donat atât cât a dorit în scop caritabil. Nu contează suma pe care o donăm, contează gestul. Astăzi copiii de la Grigore Moisil, un liceu din Deva, fac o acțiune copii pentru copii, o acțiune din suflet. Am auzit astăzi aici cuvinte să fie mai fericiți, să fie mai buni. Dragii mei, haideți alături de ei. Lucrușoarele sunt create de ei. Și încă o dată vă îndemn, nu contează suma, contează să fim aproape, să fim mai buni, să fim fericiți. Fondurile adunate se vor materializa în pachete cadou, care vor pleca mâine spre copiii proveniți din familii nevoiașe din Deva, înscriși pe lista lui Moș Nicolae.